Dan Bobouceanu a fost reales primar al municipiului Hunedoara pentru al treilea mandat consecutiv, cu un scor zdrobitor. Edilul a obținut 82,68% din sufragii, reușind astfel să se claseze pe primul loc în țară în ceea ce privește scorul obținut la nivel de municipii. Numai puțin de 17.376 de hunedoreni au oferit votul de încredere pentru încă un mandat. Vreau să vă mulțumesc pentru votul de încredere pe care mi l-ați acordat mie și echipei mele de la Partidul Social Democrat pentru a treia oară consecutivă. Evident că la ora la care vă vorbesc sunt convins că am câștigat și am câștigat cu un scor istoric, nu doar pentru Hunedoara, ci și pentru România. Asta demonstrează încrederea dumneavoastră în cei pe care ați angajat să muncească pentru dumneavoastră, să muncească pentru acest oraș. Nu a fost nimic ușor până aici și nu va fi nimic ușor în continuare. Nici nu ne dorim acest lucru. Până la urmă, provocările fac parte din viața fiecăruia dintre noi. Iar dacă nu ai provocări, dacă nu ai oportunități, dacă nu ai certitudine în munca ta, la ce bun să ocupi această funcție de primar? Vreau să vă mulțumesc că pe o vreme caniculară ați acordat votul de încredere mie și echipei mele chiar mai mult decât în urmă cu 4 ani de zile. 61,57% din voturile exprimate au fost acordate de către electorat consilierilor PSD, astfel că Bobouceanu va avea majoritate în Consiliul Local. Consilierii socialdemocrați au fost aleși de 12.869 de hunedoreni.